Well, hello, dragilor! Ce faceți? Stați să vă dau asta. Astăzi avem un clip mai relaxat. Este ceva ce n-am mai făcut de mult timp. Se iau gura de cava. Frige! Așa. M-am gândit eu. Tot făceam lista asta mentală în ultima vreme și am zis să o fac și cu voi, să o împărtășesc și cu voi. Și n-am mai făcut un anti-haul de foarte, foarte mult timp. Nu știu dacă e neapărat anti-haul, ci mai degrabă lucruri pe care nu le mai cumpăr, cu un mic asterix acolo și cu un mic semn de exclamare în anumite situații, că vor fi anumite excepții. Pentru că în ultimii 2 ani, cam așa, mi-a tunat mie să-mi curăț puțin viața de foarte multe chestii și poate, dacă vreți, vorbim despre treaba asta într-un alt clip dedicat pe subiectul ăsta, că e mult de discutat și e foarte amplu subiectul și n-aș vrea să intru acum, dar m-am gândit să-mi curăț puțin viața de foarte, foarte multe chestii și să încerc să mă îndrept către o zonă cumva mai naturală, mai raw, mai așa, fără a pune o etichetă anume poveștii ăsteia. Și au apărut lucruri pe care nu vreau să le mai cumpăr și pe care nu le mai cumpăr și pe care de altfel nu le mai înghit sau nu încerc să nu le mai înghit, ca să spun așa, și la propriu și la figural. Și am zis să fac un clip din ăsta cu lucruri pe care nu le mai cumpăr. E anti-haul? Nu știu dacă e anti-haul, habar n-am, spuneți-mi voi. Și o să încep foarte, foarte simplu cu zona de beauty și anume noile lansări de cosmetice. Asta nu înseamnă că nu voi cumpăra produse cosmetice, a nu se înțelege treaba asta, doar că deja, nu știu, poate ați observat, dar de câțiva ani nu mai sar să cumpăr ultimele lansări. Am avut o perioadă în care eram disperată, în care încercam să mut munții din loc, astfel încât să am și eu primele lucruri sau cele mai noi lucruri în zona de beauty și mi-am dat seama că e inutil, odată. În al doilea rând, nu sunt beauty vlogger, pentru că mi-a zis cineva că eu nu sunt beauty vlogger, că un beauty vlogger ar trebui să cumpere mult mai multe lucruri și să aibă mult mai multe lucruri și să arate mult mai multe lucruri și să vorbească numai de beauty. Așa că vorbiți cu persoana aia, da? Dacă vreți să nu mai fiu, dacă vreți să fiu beauty vlogger. Mi s-a zis că eu nu sunt beauty vlogger, no, atunci nu sunt beauty vlogger și nu trebuie să fiu la curent cu toate lansările, cu cei mai nou și cu cei mai fancy. Și mi s-a părut așa o alergătură din asta după zmeie, deja zburate, în momentul în care tot apar produse noi, apar produse noi și hai să fim serioși că cele mai multe din produse ce am observat, și ăsta a fost cumva lucru principal care m-a făcut să mă dau în urmă, a fost că, bă, cele mai multe produse ori sunt la fel, ori sunt din ce în ce mai proaste. Și n-are sens să cumperi un blush în 16 nuanțe de la 4 firme care se întrec între ele să scoată pe piață produse și să întrec între ele pentru clienți. Asta nu spun, asta nu înseamnă că restul lumii nu poate să facă treaba asta, să cumpere. Fiecare face ce vrea, cum vrea. Dar eu personal m-am decis că nu mai vreau să alerg după lansările astea noi și deja de ceva timp o fac și nu mă mai interesează lansările noi și nu mă mai interesează reclamele și nu mă mai interesează ce e nou și wow pe piață. Și sunt foarte ok cu chestia asta. N-am simțit o diferență, n-am simțit că mă afectează în vreun fel. Pentru că până la urma urmei, orice decizie de genul ăsta, dacă simt că mi-afectează viața într-un sens negativ sau mă incomodează în vreun fel, evident că am să o șterg, am să revin asupra acestei decizii. Dar în cazul ăsta nu s-a întâmplat să mi-afecteze viața în vreun fel, prin urmare e de bine. Asta nu înseamnă că nu voi cumpăra produse cosmetice, că dacă mă atrage ceva atenția, nu știu, dacă mi se pare ceva interesant, dacă aud că e ceva bun și chiar am nevoie de lucrul ăla sau pur și simplu sunt curioasă, asta nu înseamnă că nu le voi cumpăra. Ba da, doar că nu voi alerga după lansările noi și nu voi fi în frenezia aia, hai să am și eu, că postează toată lumea, pentru că a fost o perioadă din asta în care
cei mai mulți beautyvlogeri primeau produsele și vorbeau despre produsele alea și ca să intre într-un soi de content, de loop de content să apară și ei și ceilalți content creator mai mici creiau chestia asta, adică luau produsele astea și intrau în jocul ăsta să vorbească despre ele. Nu mă mai interesează. Apoi, tot legat de subiectul ăsta este produsele de skincare scumpe și overrated intră aici și oare intră cumva la categoria inițială, dar aici mergem pe produse de skincare mai mult. Asta odată pentru că mi-am dat seama că foarte multe din produsele de skincare sunt foarte basic. Începând să urmăresc etichetele și citim mai mult despre ingrediente și interesându-mă mai mult despre ingrediente active și așa mai departe, multe produse foarte, foarte scumpe sunt pur și simplu la fel ca produsele noastre banale de zi cu zi, știți? Nu știu, ca produsele de drugstore, ca produsele, n-aș vrea să fac comparații de branduri, că nu e cazul, dar dacă vă uitați pe etichete o să vedeți. Adică n-are sens să dai 300-400 de lei pe o cremă, a căror ingrediente principale sunt apă și glicerină, după care vine un parfum sau un alcool și câțiva conservanți. E practic glicerină overpriced, știți? La asta mă refer. Sunt foarte multe produse scumpe, de renume, cu de la branduri interesante, care pur și simplu ingrediente banale. Când glicerina aia o găsești și la prețuri mai decente. Sau găsești produse cu ingrediente active mult mai bune, la prețuri mult mai mici. Da, sunt într-adevăr și produse high-end, de la branduri mari, care au produse bune, care au ingrediente bune, dar sunt, majoritatea sunt marketing, majoritatea, mai ales brandurile astea, gen, nu știu, Dior, Chanel, alea sunt doar cu renumele, sunt produse cosmetice doar cu renumele. Hai să mă laud că am o cremă Dior, de ea în sine are foarte, foarte mult parfum și nu face nimic în comparație cu o altă cremă, nu știu, știți? Nu face nimic, sunt, plătești un parfum overpriced și o cremă banală la suprapreț. So, la asta mă refer. Apoi, intrăm în categoria de haine și de aici este un subiect foarte dureros. Aici e o decizie pe care am luat-o recent, de câteva luni, și vine tot cu schimbarea asta de stil de viață în care intru eu. Și am decis ca de acum încolo, în măsura în care se poate și este vital, nu voi mai cumpăra haine care să aibă sub 50% fibră naturală sau 100% fibră sintetică. Deci, trebuie să aibă minim 50% fibră naturală o haină ca să o cumpăr. Fie că este bumbac, viscoză, lână, cașmir, depinde de situație, depinde despre ce vorbim. Excepția aici făcându-se la acele piese vestimentare pe care nu le poți găsi decât în fibră sintetică, cum ar fi tiulul, de exemplu, că eram acum, mă uitam la o fustă din tiul, foarte interesantă, care ar putea să fie un fel de rochie de seară și aia nu are cum să fie decât sintetică, că tiulul nu prea îl găsești decât sintetic, nu prea se mai găsește tiul din mătase sau din alte fibre. Așa, deci acolo, dar excepția este în cazul unor piese vestimentare pe care le vreau foarte, foarte tare și mi-mi plac foarte, foarte tare și simt că bă, le-aș purta mult și că îmi plac, sau dacă sunt genul de piese vestimentare pe care le port doar câteva ore. Dacă sunt haine de casă, pijamale, nu știu, haine pe care să le port în viața de zi cu zi, acolo obligatoriu trebuie să fie 50% fibră naturală. Și asta pentru că, am ajuns la concluzia asta, pentru că mi-am dat seama că, deși lumea merge către fibre sintetice, hainele din fibre sintetice nu rezistă atât de bine. Și da, de multe ori nici hainele din 100% fibre naturale nu rezistă la fel de bine, dar combinația dintre ele, fiind 50-50, în general, alea sunt cele care au rezistat cel mai bine. Dacă e să mă uit la mine în garderobă, alea sunt cele care au rezistat cel mai bine. Sunt și unele cu fibre naturale, evident, care au rezistat foarte bine, dar sunt și combinația asta de 50-50. Și așa am ajuns eu la concluzia că gata, numai.
cumpăr, decât cu acele excepții care vor fi rare, credeți-mă că nu am atât de multe chestii de cumpărat. Și o să ziceți că e greu și multă lume care a adoptat treaba asta sau a fost pe trendul ăsta. La mine nu e un trend, apropo, că eu nu fac chestia asta de trend, nu o fac că e la modă, nu o fac că e așa, o fac că am simțit eu nevoia și simt că așa e bine pentru mine. Multă lume mi-a spus că vezi că, da, o să-ți fie foarte greu să-ți găsești haine. Bă, surprinzător, mi-am dat seama că nu. O să râdeți, dar nu. Într-adevăr, sunt anumite rochii care îmi fac cu ochiul sau anumite chestii care îmi fac cu ochiul și când mă uit sunt 100% poliester. Dar nu. Dacă te uiți un pic mai bine, piața s-a dezvoltat suficient de bine și avem și branduri românești foarte bune care au fibre naturale și așa mai departe. Deci nu exclud în totalitate fibrele sintetice, pentru că, hai să fim serioși, nu putem să trăim chiar fără ele, dar nici să fie 100%. Adică încerc să fiu din ce în ce mai conștientă. Și m-a întrebat cineva cu care am discutat și ce o să faci cu celelalte haine pe care le ai și sunt sintetice. Aia e, le port până se dezintegrează. Și asta este. Dar cele pe care le am, evident că le voi purta, nu l-am zis că le arunc, că nu o să încep acum să mă transform într-o ecologistă din asta avidă, Doamne ferește, în niciun caz, dar ce cumpăr de acum încolo va fi totul cu fibră naturală și credeți-mă că m-am uitat și am început deja să fac pași în direcția asta. Apoi, cumva tot în categoria asta intră și legat de încălțăminte, și anume că am decis să nu mai cumpăr încălțăminte decât din piele naturală. Odată pentru că e clar că rezistă mult mai bine și în al doilea rând am tendința ca piesele de încălțăminte să le port foarte, foarte mult. Și atunci e clar că e nevoie să fie mai durabile, să fie mai bune, să fie rezistente și așa mai departe. Ceea ce chestiile alea din mușama, adică piele sintetică sau alte materiale dubioase, nu sunt. Adică lucrurile alea nu sunt rezistente. Oricine ce mi-ar zice, trust me, I know, am rotit suficiente și am aruncat suficiente perechi de încălțăminte din asta, din pânză, materiale dubioase și așa mai departe, care nu aveau nicio treabă cu pielea sau cu vreun material natural. Și știu că nu rezistă și e clar că a la lung pentru mine o investiție bună este în piele naturală în ceea ce privește încălțămintea. Pe lângă confortul termic, pe lângă alte lucruri, pielea naturală, rules. Apoi, un alt lucru la care aici singura excepție este dacă vreau vreodată vreun pantof special, nu știu, pentru vreun eveniment și nu se găsește decât în nu știu, materiale din astea sintetice, ok, trecem peste, dar alea sunt iarăși de ocazie, lucruri care sunt în mică măsură față de restul, știți? Dar cu precădere. Și aici, din fericire, cel puțin pe piața românească, avem atât de multe opțiuni cu privire la încălțăminte, de, Doamne, deci eu cred că nici n-ar trebui să mai cumpărăm încălțăminte venită din afară, pentru că avem atât de multe opțiuni. De la cei de la Superlativ, de unde am mai cumpărat și eu, de la Gubanci, Anacori și așa mai departe. Sunt o grămadă de branduri românești care au încălțăminte și încălțăminte bună și chiar ar fi păcat să nu profităm de treaba asta. Apoi, un alt lucru pe care nu-l mai cumpăr, cred că intră la zona de beauty, asta v-am zis-o în timp și asta vine tot pe fondul alergiei și cumva se pliază pe ce vreau să fac mai departe cu stilul ăsta de viață mai clean. Nu mai au deodorante care au aluminiu în ele din motive evidente. Vă știți că v-am zis că am alergie la cumva la deodorantele astea, mă mănâncă piele. Asta e primul simptom, mă mănâncă foarte, 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 foarte tare piele. Imaginați-vă când vă mânca scalpul de la, nu știu, șampon sau ceva, când vă mănâncă scalpul, e genul ăla de mâncărime, dar cumva la puterea 10-a. Știți? Și să stai să te scarpine așa ca maimuța nu e tocmai cel mai sănătos lucru din lumea asta. Prin urmare, da, nu mai pot să cumpăr. Și dacă aș vrea să cumpăr, n-aș putea. Și am observat că deodorantele astea mass market pe care le găsim cu precădere în supermarket, care ne sunt la îndemână și care sunt la prețuri foarte, foarte mici, astea au din ce în ce mai mult aluminiu în ele. Am găsit
deodorante care al cărui ingredient numărul 2 pe lângă apă este aluminiu, ceea ce e grav. Și nici nu trebuie să intru în ideea de care sunt implicațiile să folosești constant deodorante cu aluminiu pe piele, că poți să inflamezi ganglionii, cancer de sân și așa mai departe. Nici nu intrăm în categoria. Doar din simplu fapt că eu am disconfortul ăsta, nu mai pot să cumpăr și nici nu-mi mai doresc să cumpăr. Slavă cerului, s-a extins piața. De când am început eu să caut deodorante din astea fără aluminiu, s-a mai extins piața. Am văzut că în farmacia tăi se găsesc acum foarte, foarte multe branduri, foarte multe din astea foarte multe opțiuni. Sunt pentru moment, sunt încă mulțumită de ăla pe care l-am luat în iarnă, dacă vă aduceți aminte. Încă sunt mulțumită de el în ceea ce privește partea de antiperspirant. Lasă un pic urme pe haine, că, na, dar se spală, adică nu sunt urme din alea care pătează, care așa. Să vedem la vară dacă o să reziste. Dar eu nu sunt un om care transpiră foarte mult. Deci, și nu am o transpirație urin-mirositoare. La mine, de obicei, transpirația este mai abundentă și miroase un pic mai tare iarna. Și dacă am trecut de iarnă și sunt safe, cred că-s bine. Așa, să sperăm și că și la vară o să fie la fel. Deci, nu mai iau deodorante din astea cu aluminiu sau mass market. A voi! Un alt lucru, apropo de aluminiu și de sănătate, ce nu mai iau sunt tigăi din astea cu non-stick. Deci nu, mi-am cumpărat în decembrie o tigaie de fontă, care este foarte, foarte bună, deci a devenit dragostea mea în ultima vreme. O iubesc de nu se poate, tigaia aia de fontă. Îmi place foarte tare și mă înțeleg super bine cu ea, deși auzisem că sunt greu de întreținut, că nu știu ce, nu, ok, e trust me, e ca la proști, adică nu, trebuie să doar să fii atentă cum ai de altfel la grijă și de restul vaselor, așa. Și vreau să nu, oricum nu o să mai cumpăr și n-am mai cumpărat de ani de zile vase din astea cu strat antiaderent. Dar tigăi în mod special, că aici era durerea mea, că tot timpul mi se rupeau mânerele, nu știu ce le făceam, dar jur că tot timpul mi se rupeau mânerele la tigăi și tot timpul luam din astea și tu zic, hai că mai încerc o dată, hai că mai încerc o dată și mi-am propus să mai cumpăr, că mai, cred că mi-ar mai trebui totuși o tigaie din aia din inox și rest gata. Sunt ok, eu dacă am două tigăi în casă sunt perfect ok, adică la cât gătesc eu pentru mine nu e... Așa, n-am nevoie de foarte multe tigăi. Deci cu una de fontă și una de inox cred că sunt aranjată și nu mai cumpăr tigăi din astea antiaderente. Oricum vreau să investesc în timp în niște oale din alea de fontă emailate și I'm set for life cu alea. Honestly, că n-are sens. Adică n-am de ce să... Sunt într-adevăr un pic mai scumpe inițial. Tigaia asta de fontă, în schimb, n-a fost scumpă, dar vreau să zic vasele de fontă emailate. Sunt puțin mai scumpe, dar te țin o viață întreagă și chiar n-are sens tot schimbi vase care sunt foarte toxice, sunt înfior... Deci mă apucă groază când am citit la alea care au teflon pe ele, cât este de toxic teflonul și câte se întâmplă, lăsând la o parte teflonul ăla, câte se întâmplă de la tigăile, zic, ok, thank you very much, nu mai vreau o travă. Și așa am mâncat destul o travă din alte părți, deci nu. Și tot la categoria asta ar putea să intre vasele sau recipientele de depozitare din plastic. Am un mare război cu plasticul, după cum v-am mai zis așa pe aici, pe acolo, prin daily vloguri, dar aici mă refer strict la recipientele de depozitare a mâncărurilor sau a condimentelor. Nu mă refer la, nu știu, cutii de depozitat decorul de Crăciun. N-am nicio problemă. Decorul de Crăciun care și ăla e din plastic poate să stea în plastic, nu mă deranjează. Sau pantofii pot sta în plastic sau mai știu eu ce, știți, lucruri din astea. Dar în ceea ce privește alimentele, nu mai vreau plastic pe lângă ele sau să elimin cât de mult din plastic se poate. Știu că cele mai multe alimente vin în ambalaje de plastic și asta este viața noastră, trecem peste, dar în ce mă privește, recipientele pe care le folosesc, încerc să nu mai aibă plastic ca să nu mai adaug și eu și mai mult plastic la alimentele pe care le avem. Da.
și la cantitatea de plastic pe care o înghițim. Anyway, v-am zis, dacă vreți, discutăm într-un alt clip, pentru că discuția e foarte amplă, foarte complexă și, da, e practic o dezbatere în povestea asta. Stați o secundă, că am închis camera, terminasem clipul și mi-am adus aminte că... mai e și cineva la poartă, nu știu cine n-ai bai. În fine, mi-am adus aminte de unul dintre cele mai importante lucruri. Și anume, ce nu mai cumpăr? Și v-am zis din Nicmas că nu mai cumpăr. Și anume, lumânări parfumate și odorizante de cameră. Asta e mass market. O să caut unele pe bază de combinații naturale. Și am câteva piste așa, dar nu mai cumpăr lumânări și odorizante de cameră sau parfumuri sau de cameră sau alte chestii pentru că sunt foarte, foarte toxice. Pentru că, mai ales lumânările și odorizantele astea de cameră au un efect absolut înfiorător asupra hormonilor noștri. Și noi, cum suntem un cocktail mare, mare de hormoni, este minunat. Și am citit niște chestii despre lumânări și despre toate astea. Și după aia am stat și m-am gândit că toate persoanele pe care le cunosc eu, care au probleme cu hormonii, deci nu e o coincidență, ceva e aici, toate persoanele pe care le știu și au probleme cu hormonii și au dereglări hormonale și au tot felul de disfuncții din cauza hormonilor și așa mai departe, toate persoanele astea au obsesie cu lumânările, lumânări parfumate, odorizante de cameră, bețișoare, arome, nu știu ce... tâmpenii din astea, uleiuri și așa mai departe. Și zic, bă, the math is mathing. Pentru că se întâmplă ceva. Adică e clar că ceva se întâmplă acolo și nu mai cumpăr. Deci am renunțat să mai cumpăr din astea lumânări. Sunt frumoase, sunt speciale, miros bine, sunt yummy, dar nu. Nu mai. O să caut ceva variante mai naturale și cred că am așa o pistă de când am fost la un târg din ăsta de artizani, apropo. Dar da, nu vreau, pentru că uleiul de parafină, că cele mai multe lumânări și mai ales astea ieftine de se găsesc în magazine, au ulei de parafină în ele și uleiul de parafină este extrem, extrem, extrem de toxic și ne face foarte mult rău. So, da. În altă ordine de idei, o să încep să acumulez, cred că, o colecție de uleiuri esențiale, că îmi plac foarte tare, dar și acolo e cu semnul întrebării problema, pentru că nu toate uleiurile esențiale sunt naturale. Și aici, apropo, dacă aveți recomandări pentru mine, dați-mi de știre, pentru că aș vrea niște recomandări de la voi de uleiuri esențiale bune și naturale și ok. Și ok la preț, dacă se poate, pentru că știu că doTERRA, alea de la doTERRA sunt bune, dar totuși 350 de lei din aia de 15 ml, parcă un pic exagerat, dacă mă întrebați pe mine. Știți? Adică, ok, sunt dispusă să plătesc un pic mai mult pentru ceva natural, but still, 350 de lei pentru 15 ml... Te rog, da. So, asta era. Apoi, un ultimul lucru de pe lista mea actuală, nu știu, astea ce-mi vin acum în minte, că dacă e să o luăm la puricată, așa sunt mai multe, dacă vreți putem să facem și partea a doua la clipul ăsta. Dar un alt lucru pe care nu-l mai cumpăr sau, mă rog, nu-l mai plătesc sunt abonamentele la serviciile astea de streaming se numesc sau cum se numesc serviciile astea gen Netflix, HBO Go și așa mai departe. Mi-am dat seama că da, ele în sine nu sunt niște sume mari, colosale, dar când le adun sar mult peste abonamentul meu la televizor și la internet, pe care oricum trebuie să-l am și care nu e atât de mare din fericire, dar sar mult peste. Și nu că ar fi o sumă colosală, dar mi-am dat seama că sunt niște bani pe care îi arunc degeaba, pentru că, cel puțin în ultimele luni, nu m-am uitat la seriale și la filme. Mai ales că majoritatea sunt îmbâxite de seriale americane și filme americane, de care m-am săturat. Efectiv, sunt atât de sătură, sunt atât de plictisită, nu prea mai găsesc filme și seriale care să-mi placă. Mi-am dat seama că în ultimele luni nu m-au... Am renunțat oricum la Netflix, am renunțat mai de mult și nu i-am simțit lipsa. Și dacă chiar vreau să mă uit la un serial sau la un film, să zicem odată, once in a blue moon, ca să spunem așa, găsesc. Se găsesc soluții.
Dar nu are sens să plătesc un abonament pentru o lună. Deci am avut luni în care nu m-am uitat la un film și am plătit abonamentul și mi-am dat seama, what the heck? Ce sens are să dau? Mai bine plătesc Voxa, că acolo oricum vreau, nu vreau, tot ascult cărți. Știți, mai bine dau banii la Voxa, pe care oricum îi dau și acolo. Așa, sau mai îmi iau, nu știu, alt serviciu din asta de audiobook-uri. Nu mă mai atrag filmele. Eu nu mă uit în... Știu că se găsesc și filme coreene și filme, nu știu, nordice și așa mai departe, dar eu nu prea mă uit la genul ăsta de filme. Și așa, v-am zis, mă plictisesc filmele, nu mă uit, prin urmare... Dacă vă aiurea să mă uit la un serial, la un documentar, la un film, la ceva, se găsesc soluții, se pot lua din altă parte, mă descurc, nu-i problemă, așa că nu are sens. Și da, v-am zis, la Netflix am renunțat de mult și nu i-am simțit lipsa, prin urmare, se pare că e o decizie bună. Bun, astea au fost în principiu lucrurile de care mă despart eu sau mă debarasez sau pe care nu le mai cumpăr. Let me know your thoughts. Spuneți-mi cum vi se pare treaba asta. Dacă și voi ați luat decizia asta și ați mers pe trend, pe val, când a fost valul. Eu v-am zis, n-am fost pe val. La mine nu e chestie de trend, e la mine chestie pur și simplu de evaluare a vieții mele și mi-am dat seama că astea sunt lucruri pe care nu le mai vreau în viața mea. So, let me know your thoughts. Spuneți-mi ce părere aveți. Mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați un like și un share dacă v-a plăcut, ca să știu și eu că v-a plăcut și ajută și clipul foarte, foarte tare. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!